Satul Cenac din raionul Cimișlia poate fi considerat cu ușurință micul paradis olandez. Și asta pentru că lalelele au împânzit străzile și curțile oamenilor, grație domnului Vasile Popovski, cel care a dus și a sădit peste 100 de soiuri de lalele din diferite țări ale lumii. Dragostea pentru flori a apărut la vârsta de 7 ani. De-a lungul anilor, Vasile Popovski a altoit și a crescut peste 100 de specii. Bulbii plantați îi aduce din Olanda, Italia, America, Marea Britanie, Rusia și lista poate continua. Deci tot ce vedem aici în casa mea proprie, o grădină e de la 1984, nu într-așa proporție, pentru că atunci de-abia le adunam, de-abia le mulțeam, dar acum este, hai să-i spunem, ocupă o suprafață de vreo 15 ari, care orice centimetru pătrat, dacă ne uităm în jos, e lalele și narcise, zambile în felul ăsta. Plantează lalele și în preajma instituțiilor din satul Cenac, Cimișlia, dar și pe mai multe străzi. Eu aici am să scot vreo 2-3 remorși de bulbi. Nu reușesc unul singur, Doamne. O să-mi las mie cât îmi trebuie. O parte mai duc la piață și altă parte o dăruiesc la biserici, mănăstiri. Pentru că am atâtea cadouri, donații făcute. Numai. Dar cum așa satul? În primul rând satul, biserica, casa de cultură, punctul medical, centrele. Unde vă întâlniți, deci orice casă nu-i care să nu aibă la ele. Deci, bine, deci cei ce mai rămâne, dăm pentru amenajări, pentru înverzi. Mi-am pus o sarcină așa că în fiecare an mi-a lecut un sat, câte o localitate și toamnă bănăoară, Gura Galbenă din Cimișlia, cu primarul a venit, cu doamna preoteasă, pentru că e soția preotului de primar, și am spus tot ce am aici o rezervez pentru Gura Galbenă. Vreau și Gura Galbenă să o transform într-o micolandă. Eu îi salut pe calea asta și sper că au înflorit frumos. Recunoaște că nu este o muncă tocmai ușoară, florile având nevoie de crearea unor condiții favorabile pentru o bună creștere. Toată treaba se începe în primul rând de la materialul săditor și de la sol. Pregătesc solul, îl drenez, îl sap, îl pregătesc și undeva pe luna lui octombrie, noiembrie, deja după ce dau ploile de toamnă, merge plantarea. Aleg locul binișor și plantez flori. Deci se începe din toamnă, ca mai apoi spre primăvară, să iasă după ploi, după ninsori de iarnă, să iasă și în timp de o lună de zile au înflorit și ne-au bucurat cu, uitați, cu frumusețea lor. Lalelele sunt plantele care majoritatea, dacă iese vlagă din toamnă-iarnă, nu trebuie să le udăm. Mă uit eu acolo într-un loc, aha, acolo nu prea a ajuns ploaie, nu știu, iată acolo ud. Dar în rest, lalelele nu se udă. Iar acum a venit momentul să vedem cele mai deosebite specii de plante din mica Olandă a domnului Vasile. Sortul cel mai, hai să-i spunem, pe care se ține grădina mea, este sortul Forgotten Dreams. Unde înălțimea ei ajunge până la 90 cm, iar floarea, hai să-i spunem, până la 20-25. Dacă o luăm așa mai mult de 3-5 flori în buchet, nu poți. În preajmă ne aflăm lângă laleaua bătută roșie, îi zice Miranda. Un nume frumos. Uitați-vă ce cupolă frumoasă deschisă de un roșu. E, roșu, să-i spunem, ca Oxford Parad. Combinația dintre bordeaux ăsta închis și cu un roșu pal, așa, este o combinație foarte, știți, liniștitoare, atrăgătoare. În viitor, Vasile Popovski vrea să-și îmbogățească colecția cu cele mai rare și fermecătoare soiuri de lalele.